PSD nu depune acum moțiune de cenzură. Marcel Ciolacu a spus că o va face doar atunci când va avea voturile necesare ca aceasta să treacă. Bucureștiul și județul Ilfov sunt pe lista roșie a Spaniei, iar restul României rămâne pe lista verde. Așa că de astăzi, pasagerii din București și din Ilfov trebuie să prezinte la îmbarcarea spre Spania certificatul digital european. Avem un nou maxim istoric pentru euro, astăzi a fost cotat la 4,93 lei. Precedenta valoare maximă a fost atinsă în 20 august. Casa Albă a amânat întâlnirea dintre Joe Biden și Zelensky. Președintele Statelor Unite se va întâlni cu omologul său pe 1 septembrie, nu astăzi, din cauza situației din Afganistan. Școala trebuie să se deschidă prima și să se închidă ultima, spune ministrul Educației Sorin Câmpeanu. Peste 60% dintre profesori sunt vaccinați, 4% dintre elevii care au între 12 și 15 ani și 20% dintre cei de peste 16 ani. Știi!